Producția de energie solară în România a crescut în primele 5 luni ale acestui an cu 11% față de aceeași perioadă anului trecut. Toți consumatorii, de la fermieri, instituții publice și proprietari de case, sunt încurajați prin diferite programe să monteze panouri fotovoltaice. Însă Rețeaua Națională de Electricitate va avea nevoie în curând de modificări. Întins pe 105.000 de metri pătrați, acest parc fotovoltaic de la marginea Ploieștiului a fost cumpărat de stat anul trecut. Trebuie să producă energie electrică pentru Rețeaua Națională. Doar anul trecut a livrat 6 milioane de kilowați. Imaginați-vă că, raportat la un an întreg, o locuință consumă în medie 10 kW pe zi, adică 0,4 kW pe oră, împărțit la 24 de ore. Asta înseamnă că aceste panouri, care produc în medie 16.000 de kW pe zi, pot asigura necesarul de energie electrică a cel puțin 1.600 de case într-o singură zi. Producția de energie solară a crescut cu 11% doar în primele 6 luni ale acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut. De exemplu, acum o oră, din totalul energiei electrice produse de-a lungul zilei, 10% vine din panouri și eoliene. Cea mai dezvoltată regiune este Muntenia, care deține jumătate din capacitatea instalată în toată țara. Acest parc fotovoltaic, unul dintre puținele din Constanța, are puterea instalată de 200 de kW și produce suficient cât să asigure energia necesară pe un an pentru 30 de case. În acest sediu avem aproximativ 200 de angajați, camere de servere, calculatoare și pot să vă spun că pe timpul verii avem consum 100% din surse regenerabile de energie. Statul n-a făcut nimic de 10 ani pentru energia regenerabilă, recunoaște și ministrul energiei. Din 2012 până anul acesta, când am dat drumul, nu a mai fost nicio schemă de ajutor de stat pentru a putea pune în funcțiune energie regenerabilă. Am început în ianuarie cu aprobarea planului de restructurare al complexului energetic Oltenia și complexul energetic Oltenia are un plan aprobat cu finanțare prin fondul de modernizare, iar partea de energie regenerabilă reprezintă 770 de MW de energie fotovoltaică. Cu un potențial peste media țărilor din Uniunea Europeană, România are însă o rețea slab dezvoltată. Accesul la rețea, zona de transport, dar și în zona de distribuție, este unul din principalii factori care limitează dezvoltarea energiei regenerabile în România. Este nevoie de mai multe investiții în acest domeniu pentru a putea debloca zonele cu cel mai bun potențial. Dobrogea ocupă primul loc la producția de energie eoliană, conform unui studiu al Asociației pentru Energie Eoliană. Însă, fără dezvoltarea rețelei, capacitatea de producție nu poate fi mărită.